Lume, lume, soro, lume. Amintirile sunt o mare avere pentru noi câteodată, o mare bogăție, frumos, știi? Amintirile mentală sunt o mare avere pentru noi. De la vârsta de 6 ani ai pierdut-o pe mama ta și atunci tatălui tău i-a revenit o responsabilitate foarte mare, nu doar să se ocupe de educația voastră, dar să vă fie și mamă și tată totodată. Eu n-am văzut ca tata un om atât de puternic, știi? Mulți oameni când își pierd jumătatea și poate jumătate din familie, nu jumătatea, o iau pe căi greșite. Dar noi am fost 3 frați. Deci după mama mea a mai fost o tragedie, am mai ați pierdut un frate. Da. Asta n-am știut și nici n-am asta citit nu nicăieri. Asta nu știi numele, asta știi doar tu pentru prima dată. Și mă încuia în camera aia, a plecat la serviciu, era administrator la școala generală în comuna Lumina. Da. Și mă încuia 2 ore avea el cât lipsea. Mă încuie acolo și zice, te încuie aici și trebuie să înveți să cânti neapărat, zice, că ce o să faci altceva? Zice, eu nu știu să te învăț altceva, eu asta știu. Sufletul nostru a venit pe lumea asta ca să trăiască anumite experiențe. Probabil. Uite, poate tu n-ai fi fost un om atât de sensibil și un artist atât de bun dacă n-ai fi trecut prin experiențele astea. Probabil, da. Poate aș fi fost un răsfățat. Dacă ai avea o super putere, ce putere ți-ar plăcea să ai? Păi mi-aș aduce mama și fratele înapoi, cred că asta este singura dorință. Bine v-am găsit, sunt Raluca Diaconu și pasiunea mea pentru cântec m-a împins să apuc și pe acest drum special, un drum plin de emoție, dincolo de cântec, mai aproape de vocile și de artiștii care îmi plac, care ne plac și care reușesc să ne bucure sau să ne mângâie sufletele. Vă mulțumesc pentru toată susținerea și vă informez că Dincolo de Cântec se difuzează în fiecare joi seara de la ora 17:30, în fiecare sâmbătă de la 16:15, după care ajunge și pe canalul meu de YouTube, la care vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și aștept acolo comentariile și mesajele voastre. Invitatul de săptămână aceasta nu are doar o super voce, nu are doar cântece superbe cu o mulțime de vizualizări, nu are doar mare succes cu muzica sa, ci și o poveste de viață care inspiră. Marian Cosma, bine ai venit la Dincolo de Cântec. Am venit așa de relaxat și deja mi-ai transmis o emoție, m-ai preamărit acolo, poate nu e chiar așa. Eu cred că este chiar așa cum am spus eu. Trebuie să lăsăm lumea să decide lucrul ăsta. Îi anunț pe oameni că noi filmăm această emisiune foarte devreme dimineața asta, pentru că, în general, programul nostru este foarte ocupat, pe tine te prind și foarte rar pentru că vii de la Constanța. Și am profitat de ocazie, uite, pentru tine m-am trezit la 6:30 în dimineața asta, dar mi-a făcut plăcere și mă bucur că astăzi putem să povestim lucruri pe care poate cu alte ocazii nu avem prilejul, pentru că ne întâlnim în emisiuni unde petrecem, cântăm, suntem doar cu joc și voie bună. Așa este. Mă bucur să fiu prezent astăzi la tine. Într-adevăr, foarte rar anul acesta la emisiuni, nu doar la voi. Pentru că ne-am aglomerat foarte tare, după cum bine știi, probabil că și în viața ta s-a întâmplat la fel. După pandemie au explodat un pic, da, lucrurile, nu? S-au mutat evenimentele toate din pandemie anul acesta și a trebuit să cântăm oarecum la dublu, poate chiar la triplu, pentru că au fost ceva din 2021. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru da, asta. Da, într-adevăr, ce să zic, cu toată greutatea și oboseala pe care o ducem fiecare din noi, trebuie să privim partea bună a lucrurilor și partea bună este că am cântat și n-am stat acasă. Exact. Nu prea ai stat pe acasă, asta nu știu dacă e un aspect chiar atât de bun, pentru că familiei cu siguranță îi lipsești și... Na. Așa este, da. Ne-a văzut familia foarte puțin anul acesta. Sper să pot sta și eu cu ei din iarnă, după jumătatea lui noiembrie, când intră postul Crăciunului, sunt mai liber. Vreau să vin și la voi mai mult. Te așteptăm cu drag, chiar cu bucurie. Mi-aș dori să onorez și că am refuzat foarte mult televiziunile sezonul acesta, pentru că, na. Pentru că ai nevoie și de o dignă. Și pentru că munca a fost... Acum, eu sunt convinsă că cei care ne urmăresc știu că ești unul dintre cei mai căutați interpreți pentru evenimente. Asta pentru că tu abordezi toate genurile muzicale. Și formația ta este probabil una dintre cele mai bune din țară. Nu o spun eu, e pur și simplu un sondaj pe care
Hai să zicem că l-am făcut, dar chiar am auzit și formația live, am avut această ocazie și da, acesta este adevărul. Din fericire, da, așa este. Te felicit pentru asta. Mersi mult de tot, dar da, îți dai seama că a fost vorba de multă muncă și ani foarte mulți de cântare și rutină ca să ajungem aici în stadiul în care suntem. Da, mă bucur într-adevăr de un succes frumos. Mă bucur de o orchestră minunată pe care eu am construit-o și de acum uite că împlinim 12 ani în noiembrie de când suntem în această formulă. Mulțumesc din toată inima. Și este un vis devenit realitate. E un vis pe care, la care eu am muncit, să știi, și chiar n-am ajuns degeaba. Sau nu m-a luat cineva, știi, din locul în care eram eu, un om simplu, un cântăreț, poate mediocru la vremea aia. Și m-a luat, băi, tu ești Marian Cosma, tu trebuie să stai aici, că tu ești bun și ești frumos și ești drăgăstos. Nu, dai seama că am muncit și nu prea se întâmplă treaba asta, să vină cineva să te ia de mână și să zică, a, tu ai potențial, băiatul meu, hai să te duc. Ba da, sunt impresari care văd în anumiți copii, da, cântăreții, un talent anume. Și atunci, pur și simplu, ia dintr-o sărăcie și investesc bani în ei și îi fac mari peste noapte, să știi, se întâmplă și treaba asta. Uite, la mine nu s-a întâmplat treaba asta, eu a trebuit să muncesc, eu a trebuit să mănânc pâinea felii ca să pot ajunge aici în stadiul în care sunt. Dar poate că e mai bine așa și să știi că prețuiesc mai mult și probabil că asta m-a ținut un om simplu și modest. De, pentru că atunci când intri dintr-o lume, știu eu, simplă, într-o lume complicată, cu bani, cu mondena, pretenții și exact, cam nu prea știi să ți gestionezi succesul și atitudinea, cam nu prea știi să te controlezi. Și am văzut multe persoane care pur și simplu și-au schimbat atitudinea peste noapte. O atitudine măreață, arogantă, nu-mi place. Mă abțin, nu vreau să vorbesc prea multe, dar cred că... Tocmai de asta ne place și nouă atât de mult de tine. Cred și... că mi-a folosit, știi, faptul că am urcat treaptă cu treaptă. Cu siguranță. Și prețuiesc altfel Marian, hai viața. Să vedem de unde a început povestea ta. Pentru că, în general, în copilărie... realizăm cam care sunt aptitudinile noastre, ce talent, cu ce talent ne-a înzestrat Dumnezeu. Și probabil că atunci ne facem și primele visuri despre ceea ce vom face pe parcursul vieții. Când ai realizat tu că poți să cânti, că ai acest talent? Îți dai seama că asta n-am realizat eu, a realizat tatăl meu. Tatăl tău, care de altfel a cântat la viața lui și a fost renumit în zona Constanței. Și ceva de ani. Da, n-a cântat la un nivel național, știu eu, da, a prins vremurile alea, știi, când ajungeai greu la o televiziune sau ajungeai greu la un studio să-ți faci un album, să-ți creezi niște piese. A avut o formație, într-adevăr, bună la vremea aia pentru Dobrogea, să zicem așa, și prin prisma lui, bineînțeles, am intrat și noi în lumea muzicii, și eu și fratele meu. Fratele meu care... Fratele tău e mai mare, care nu? E mai mare cu 3 ani, da. Și care cântă cu Pindu. Cântă cu Pindu, da. El a fost primul, bineînțeles, inițiat de tata în lumea asta a muzicii. Cam pe la 12 ani, 11 ani a început fratele meu. S-a ocupat tata de el foarte bine, l-a dat la școală populară de artă, multe studii în privat. Și nu la foarte, foarte mult timp, m-a luat și pe mine din lumea copiilor, ca să spun așa, că încă mă jucam, că eram cu copii pe stradă, îmi plăcea. M-am născut într-o comună frumoasă, simplă, Comuna Lumina, în Constanța. Comuna Lumina? Comuna Lumina, da. Ce frumoasă denumire! Tot acolo locuiesc, îmi place, mi-e dragă. Acolo am crescut, acolo am prietenii. Și mă jucam ca orice copil pe stradă. Făceam schimb de biciclete, de porumbei, de iepuri, în fine. Ai avut o copilărie frumoasă? O copilărie frumoasă, da, normală, simplă. Copiii mei nu știu dacă vor, n-au cum să trăiască ce am trăit eu. Ei sunt generația Facebook, generația Instagram, în fine. Da, te-au pe tine și atunci... Da, tu poți să le oferi diverse... Nici nu trebuie să trăiască ce am trăit eu. Diverse activități. Da, și tatăl meu m-a extras de acolo și a spus, băi, trebuie să cânti și tu, că uite, fratele tău cântă. Și zic, păi, aveam vreo 12 ani. Păi zic, cum să fac treaba asta, că nu știu cum se face. Zice, las că te învăț eu.
Și atunci, pe vremea aceea, aveam o cameră de scule, așa îi spuneam noi, unde țineau tata boxele, mixer, vorci, microfoane și toate cele. Și zice, trebuie să înveți. Păi nu știu cum să o fac. Păi lasă că o să te dau eu la un profesor, dar până una alta trebuie să înveți tu singur. Zice, uite, te învață frate, tu, zice, te mai învăț și eu. Tatăl meu a cântat la acordeon și la voce. Te mai învăț și eu. Bine, hai, mi-a arătat fratele meu un pic, mi-a arătat tata, dar nu prea aveau timp. Fratele meu, îți dai seama că avea și el, de acum, dacă aveam 12 ani, fiind mai mare cu 3 ani, 15 ani, vrea și el să iasă, știi, cu fete, să iasă la discotecă, la plajă și așa mai departe. Nu prea avea timp de mine. Și îți dai seama că asta înveți singur, asta înseamnă să înveți după ureche, nu? Dacă nu ai da, un profesor. Da, să fii autodidact, da. Și tata zice, băi, învață că așa am învățat și eu. Ce, la pune, acordeon? Nu, la orgă. La orgă. Pune mâna pe orgă și aveam un casetofon acolo, în camera aia de scule. Și zice, dă-i drumul. Aduc aminte și acum o casetă cu Miron și Gușatu. Oamenii ăștia încă trăiesc și salut pe această cale, că după ei am studiat. Era o casetă instrumentală. Și dă-i play acolo și învață hora asta. Încearcă și tu să înveți atât cât poți, că mai departe o să te dai eu la un profesor. Dar trebuie să văd dacă ai ureche, știi? Vrea să mă testeze, practic. Da, test. Da. Și hai că am intrat în camera, bâz. Ieșea ceva, tata, și că băi, ai ureche. Mai departe mă dăduse la un profesor de muzică, profesor pe care îl salut și pot spune că este și profesorul băiatului meu cel mare de pian. Ce frumos! Al lui Ionuț, da, George Călin, un profesor, un pianist foarte bun, un pianist de excepție. Locuiește în Ovădari. George, te salut! De la el am învățat și eu și fratele meu primele noțiuni, de la el le știm. Și într-adevăr m-a dat la pian și îți dai seama că după aceea trebuia să lucrezi foarte mult acasă, trebuie să studiezi foarte mult acasă, tema care ți-o dă profesorul. Mai ales ca și instrumentist. Da. Și nu prea vreau, îți dai seama că... Încă vroiam la joacă. Te-ai fi jucat. Încă trăgeam spre copii, dar era vârsta aia când vrei, nu mai joacă. Și la un dat tata a văzut că nu prea mă trage inima, știi, spre muzică. Era un lucru forțat pentru mine la momentul ăla. Și mă încuia în camera aia, pleca la serviciu, era administrator la școala generală în Comuna Lumina. Da. Și mă încuia 2 ore avea el cât lipsea. Mă încuia acolo și zice, te încuie aici și... trebuie să înveți să cânti neapărat, zice că ce o să faci altceva? Zice, eu nu știu să te învăț altceva, eu asta știu. Ok, și îți dai seama că plângeam prima dată, dar cât să plângi? Plângeam și eu 5 minute, 10 minute, 15 după minute, după care studio. Se terminau lacrimile. Se terminau lacrimile și n-aveam ce să fac pur și simplu în camera altceva decât să mă joc cu instrumentele muzicale. Și așa ai început practic să cânti. Și aveam un casetofon, da, cu 2 casete. Dădeam play și mă jucam piu și începea să iasă. Și îți dai seama că am învățat singur o horă, o sârbă, o geampara, ce se cânta atunci la vremea aia, muzică lăutărească. Și tata a văzut lucrul ăsta, a văzut că am talent, într-adevăr, de la Dumnezeu și s-a ocupat de mine, m-a forțat. Dai seama, deci nu mi-a convenit la vremea aia, să fie clar. Dar acum îi mulțumesc. Da, te-a prins foarte dar bine. Dar acum îi mulțumesc din toată inima și a spus, mai târziu o să mulțumești. Și așa și a avut dreptate. Da, și am început și cu vocea, ușor, și că ia băgă și vocea, că s-ar putea să ai ceva voce. Am început să cânt și cu vocea și culmea că ușor, a început să-mi placă mai mult să cânt cu vocea decât cu... Să fii în față. Dar am cântat foarte mult, da, mi-a plăcut să fiu în față, dar am cântat foarte mult cu orga și cu vocea, foarte mulți ani. Am văzut niște filmulețe pe YouTube. Sunt foarte multe filmulețe pe YouTube cu mine și... Era multă muncă, destul de greu. Da, eu șutam, eu dădeam cu capul. Da. Deci făceam un lucru foarte greu. Luasem permisul la 18 ani și plecam la evenimente singur el. Eu încărcam acasă sculele, boxele, mașină. Eu conduceam, eu le descărcam, eu le montam, eu cântam și tot la fel aceleași lucruri le făceam și la finish, la întoarcere. Da. Lucruri foarte grele, să știi, adică... Am dus un greu foarte mare. Ai dus până o povară pe umeri, practic, pentru că și la evenimente ai de face cu tot felul de oameni, da. Erai singur. Bănuiesc că ai trecut printr-o mulțime de experiențe și mai plăcute și mai puțin așa este. Plăcute. Chiar am trecut prin foarte multe, dar astea m-au adus aici unde sunt acum. Cu siguranță. Eu am citit despre tine, m-am documentat, hai să zicem așa, și am aflat că de la vârsta de 6 ani ai pierdut-o pe mama ta.
Și atunci tatălui tău i-a revenit o responsabilitate foarte mare, nu doar să se ocupe de educația voastră, dar să vă fie și mamă și tată totodată. Da, într-adevăr, am avut o tragedie în familie. Nu prea mi-a fost drag să deschid subiectul ăsta sau să-l... E un lucru care doare și să știi că eu n-aș vrea să te răscolesc. Da, au trecut foarte mulți ani, să zicem oarecum că, știi, bine că există uitarea, vorba aia, știi, că altfel dacă am rămâne în problemele care se întâmplă, ar fi o tragedie, știi, pentru noi. Ar fi viața foarte grea. Eram foarte mic când s-a întâmplat tragedia la noi în familie. Tatăl meu, într-adevăr, a încercat să... Bine, n-aș vrea să intru foarte mult în povestea asta, o să trec repede peste ea, dar noi am fost trei frați. Deci după mama mea a mai fost o tragedie, mai pierdut un frate. Da. Asta n-am știut și nici n-am asta citit nicăieri. Asta nu știi nimeni, asta știi doar tu pentru prima dată, dar tot la fel, n-aș vrea să vorbim prea mult despre asta. Atât și am rămas doi frați, am rămas și tatăl meu, îți dai seama că a încercat să fie și tată și mamă. S-a recăsătorit, am avut parte de o viață normală apoi, știi? Fiind foarte mic la vremea aia, nu... N-ai conștientizat. N-am conștientizat foarte tare gravitatea situației. Uh-huh. Și am trecut oarecum... Îți dai seama că așa cum am un lips, e normal, n-ai cum să fii un om normal după pierderi de genul, știi? Dar cu toții să știi că avem poate anumite traume din copilărie, poate nu neapărat pierderea unui om atât de drag și atât de important pentru un copil, dar sunt lucruri care ne-au afectat într-o oarecare măsură și care în viață ne determină uneori să facem anumite alegeri sau să procedăm într-un anume fel până când ne vindecăm și atunci suntem cu sufletul complet. Așa este. Uh-huh. Cu toate acestea, să știi că Dumnezeu a avut grijă de noi și... Uite, nu știu dacă e corect spus, dar tot rău parcă a fost spre bine, știi, într-un final. Poate nu este corect, e puțin impropriu. Dar știi ce mă gândesc eu? Că Dumnezeu, cred eu că Dumnezeu în viață îți ia ceva ca să-ți dea altceva. Cred că este vorba de un schimb, știi? Adică nu poți fi fericit în totalitate în viața asta. Trebuie să faci un pact cu Dumnezeu și poate că asta... Nu ne alegem noi, poate că alege el sau poate că așa e soarta. Sau poate că sufletul nostru a venit pe lumea asta ca să trăiască anumite experiențe. Probabil. Uite, poate tu n-ai fi fost un om atât de sensibil și un artist atât de bun dacă n-ai fi trecut prin experiențele astea. Poate aș fi fost un răsfățat. Exact. Da. Mă gândesc și eu în toate felurile, să știi, și judec problema asta în toate felurile. Știi de ce am spus asta? Pentru că dacă ar fi să mă gândesc la ce ai spus tu, că Dumnezeu îți ia pe de o parte ca să-ți dea pe alta, asta înseamnă că în viață nu prea poți să le ai pe toate. Ori eu cred că în viață poți să ai tot ce-ți dorești, atâta timp cât ești un om determinat și cât ții aproape de Dumnezeu. Noi încercăm să avem tot ce ne dorim, dar uite că nu se întâmplă întotdeauna la fiecare. E ok, una peste alta... Viața mea, într-adevăr, a ajuns să fie frumoasă, cu multă muncă și cu multă investiție și răbdare. Faci ceea ce-ți place, faci ceea ce-ți dorești. Fac ceea ce-mi place, asta este important. Și câștigi și bani din asta. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Și ai și o familie superbă. Da, mi-am construit un drum frumos în lumea muzicii și chiar m-am ocupat și de partea asta, știi, familială. Adică mi-a plăcut să am o familie, mi-a plăcut să am copii de tânăr. Nu. Când te-ai îndrăgostit? Chiar așa? La 17 ani. De soția ta? Da. Suntem dragoste la prima vedere, da? Suntem de foarte mult timp, avem 18 ani împreună. Da, mulți ani. Da, mersi frumos. Eram la un restaurant în Ovidiu, aproape de mine, unde eu mai cântam seri de-astea românești, sau seratele mai spuneam noi, știi? Și acolo a venit soția mea într-o seară, avea 14 ani. Wow, ce mică era! Foarte mică, dar foarte matură. Eu am zis că are mai mult, am zis că are 20 ceva de ani, dar așa părea. Așa îmi părea mie atunci. Și a venit cu sora ei și cu câteva prietene de ale lor de pe stradă de acolo. Și chiar a fost dragoste la prima vedere, da, când am văzut-o, eram singur la vremea, ea la fel. Tu 17 ani, ea 14 ani. Voi ați crescut practic împreună. Am crescut împreună, da. Și mi-a plăcut de ea și atunci am luat inițiativa și l-am chemat pe proprietarul restaurantului, pe patronul de acolo, care nu era decât cu vreo 3 ani mai mare ca mine.
La vremea, cam așa, la vreo 20 de ani. Și zic, băi, vreau să fac și eu cunoștință. Știi ceva de fata aia? Zic, aia de acolo. A, ce, Bebe? Da, și e vecina noastră aici. A, zic, o cunoști. Da, zic, vreau să fac și o cunoștință cu ea. Și mint, în seara aia nu era o seară, nu era o serată, era un majorat, a fost un majorat. Deci ea a fost invitată acolo. Și zice, hai vină o bucătărie, plecase mai toată lumea, zice, vină o bucătărie să vă fac cunoștință. În bucătărie era o masă de aia, știi cum e, da, de inox, cum sunt toate bucătăriile de restaurant. De restaurant. Uh-huh. Și erau ordefuri aperitive, cum uh-huh, la noi se spune și ordef în Dobrogea, nu știu dacă se... N-am știut termenul ăsta, uite, l-am auzit asta pentru prima dată. Ordef. Sau aperitive, pentru cei care cunosc mai bine termenul ăsta. Era plină masa aia și ne-am apropiat noi de masa aia. El ne-a făcut cunoștință, la un dat se retrăsese. Și noi ciuguleam de acolo, stăteam rezimați de masa aia, ciuguleam câte o măzină, câte un salam și câți ani ai și cum te cheamă. Și da, făceam, încercam să... Frumos, da. Să ne cunoaște mai bine. Și zic, da, câți ani ai tu? Zic, da, tu cred că ai vreo 20-21 de ani, eu. Da. Zic, ai, nu? Bă, zic, ești mai mare ca mine. Te-ai îndus în eroare, nu cred. Da, m-ai îndus în eroare. Și zice, 14 ani. Am zis, faci mișto de mine. Zic, zi odată, că nu, chiar nu pot să-mi dau seama. Știi că sunt persoane la care nu pot să, știi, să apreciez vârsta. Da, nu pot să apreciez vârsta. Sunt un pic așa, între. Și zic, 14 ani sau nu? 14 ani. Zic, e bine. Zic, yes. Da, și mai departe am ținut legătura, am condus-o la plecare, am schimbat noi numerele de telefon, am început să ne vedem, să ne întâlnim și de atunci ne-am unit destinele, să zic așa. Și aveți și doi băieți, avem și doi băieți frumoși, ne înțelegem bine. Putem spune că suntem și în meseria în care o facem împreună, adică în domeniul meu muzical. Da, filmează, pentru că Olimpia face și videoclipurile tale, din câte știu. Videoclipurile mele. E foarte talentată. Tatăl meu a fost cu ideea să o inițiem și pe ea în domeniul ăsta al fotografiei, știi? Ce bine s-a gândit tatăl tău. S-a gândit bine, da. Să fie Olimpia cu ochii pe tine. Să fim mereu împreună. Foarte bine, este, da. Și în mare parte suntem împreună chiar și la muncă. Da, da. Deci un lucru tare frumos. Nu scap de ea. Foarte bine, așa și trebuie. Marian, da, ai vreun regret? Regres ceva? Nu, să știi că chiar m-am gândit într-o zi când stăteam așa în intimitatea mea, știi, fiecare vorbim cu noi când suntem singuri. Nu, n-am niciun regret. Eu am încercat să mă bucur de orice s-a întâmplat în viața mea, am încercat să văd mereu partea plină a paharului și nu pot să spun că regret ceva anume. Am făcut ce mi-a plăcut, am ajuns unde mi-am dorit, nu. Nu am regret. Asta e o dovadă de înțelepciune, dacă mă întrebi. S-ar putea, pe da, mine. Probabil. Care consider că este cea mai fericită amintire din copilăria ta? Dacă ar fi să alegi numai păi, una. Cea mai fericită amintire este cu mama mea și cu fratele meu. Îți dai seama că aveam 6 ani și mi-aduc aminte foarte clar imaginea ei. Mi-aduc aminte când ne certam, mi-aduc aminte că m-aș plezni de câteva ori și mi-aduc aminte foarte bine chiar. Și astea cele mai frumoase amintiri cu care am rămas. Chiar dacă ai încasat. Chiar dacă am încasat, dar eram noi, da, eram noi în formula completă în familie, știi? Și mi-aduc aminte clipele astea. Și astea sunt clipe la care mă gândesc de foarte multe ori. Clipe care nu vor mai reveni niciodată, dar vezi, amintirile sunt o mare avere pentru noi câteodată, o mare bogăție, frumos, știi? Amintirile sunt o mare avere pentru noi. Foarte frumos. Da, sunt într-adevăr. Mulți dintre noi, știi, trăim din amintiri câteodată sau anumite amintiri te fac să mergi mai departe, îți dau o anumită putere, uh-huh, o anumită forță. Uh-huh. Și ai chiar m-am dreptate hrănit cu amintirile mele la drumul la care eu am pornit și m-au ajutat să ajung unde sunt acum amintirile. Ai zis că noi eram în formula completă și mi-a plăcut tare mult asta. Da. Te reținut. Da. Pentru că am început cu amintirile fericite. Mai povestește-mi despre câteva momente din viața ta în care te-ai simțit foarte fericit. Eu am o viață frumoasă, eu mă simt fericit zi de zi, să știi. Eu nu pot să mi-aduc aminte de o anumită zi în care am strâit în sus de bucurie. Nu știu, poate când s-au născut băieții sau poate când te-ai căsătorit. Cum a fost la nuntă? A fost frumos, eram cam copil, nu prea am reușit să... Na, știi cum e la nuntă,
nu prea te distrezi tu ca și generică. N-ai avut prilejul, nu? Ba, eu am avut prilejul să... Da? Am trecut printr-o nuntă. Ai trecut printr-o nuntă? Da. Da? Ah, da. Bun, nu știu prea multe despre tine. În păi să mă invit la podcastul tău, dacă uite, o să te invit la podcastul meu când o să fac. Nu prea am timp, dar poți să te invit prima. Bine. Dacă o să fac. La nuntă, la nunta ta nu prea ai timp să judeci prea mult, să trăiești clipe, momente. E o aglomerație, un amalgam, așa, toată lumea vine, te pupă, te sau ia în brațe, puțin, așa era în trecut, pentru că acum oamenii se distrează mult la nunțile lor. Într-adevăr, da. No? Nu știu, eram și... Eu m-am surat la 24 de ani. Erai foarte tânăr. Eram tânăr, eram copil, nu știu dacă... Nu pot să spun că m-am distrat la nunta mea. A fost și o aglomerație foarte mare. Am avut vreo 370-380 de persoane. Cine ți-a cântat? Și a trebuit să... O formație din Constanța. Formația se numește Favorit Band. Da, îi știu. Știi? Îi știu, sunt foarte mulți. Da. Și ei. Favorit Band. Prietenii mei. Și ți-am spus, a fost așa... Nu știu, a trecut foarte repede și n-am reușit să mă distrez, că a trebuit să stau cu fiecare în parte. Știi cum e la nuntă? Trebuie să verifici dacă îți ajung apele, sucurile, mâncarea, când se dă tortul, când se dă friptura. Implicat în organizare foarte mult. Obiceiurile, da, obiceiurile care sunt foarte multe și la noi în Dobrogea și a trebuit să ținem de ele acolo, că știi cum sunt părinții. Fă aia, fă aia, fă aia. Și am trecut repejor peste ea, deci n-am reușit să... realizez bucuria, știi care s-a întâmplat? Bucuria cea mai mare a fost la nașterea copiilor, pot spune, da. Într-adevăr. Vrei să mă întreb ceva? Da, voiam să te întreb ceva, voiam să te întreb ce sfaturi ți-a dat tatăl tău? Care sunt cele mai prețioase sfaturi pe care le-ai primit de la tatăl tău? Pentru că adesea te-am auzit vorbind despre dânsul și din cât am investigat eu, este un om care... s-a influențat nu doar destinul, dar care este în continuare alături de tine și te susține în tot ceea ce faci. Tatăl meu ne-a susținut pe amândoi, și pe mine și pe fratele meu, pe Dani. Tata a fost un om foarte, foarte tare, nu știu câți oameni. Eu n-am văzut, ok, tata, dar eu n-am văzut ca tata un om atât de puternic. Știi, mulți oameni când își pierd jumătatea și poate jumătate din familie, nu jumătatea, o iau pe căi greșite. Știi? Tata s-a răzbunat altfel pe viață, s-a răzbunat în a ne face nouă un bine, în a ține de noi și a ne pune pe un drum frumos, în ciuda tragediilor, în ciuda lucrurilor întâmplate în trecut. Și a fost un om cu principii, a fost un om foarte tare. Dai seama, el a fost mentorul nostru, el a comunicat cu noi zi de zi și zi de zi ne-a tocat, ne-a pisat. A fost foarte... Asta e, poate se uită la noi, a fost foarte pisolog. Dar eu îl iubesc așa cum este și fără toate principiile astea ale lui nu am fi putut ajunge aici. Eu n-am suportat multe... Dai seama. Ai fost fiul ăla mai rebel, așa? N-am suportat multe chestii, știi, din trecut, discuții de ale lui și principii și tot ce vrea el să... Nu le înțelegeam la momentul ăla, dar totuși eu am stat lângă el cu toate astea. Fratele meu a plecat mai de devreme. El a vrut să-și ia viața în piept mai de devreme și a plecat de la tata pe drumurile capitalei. După aceea s-a căsătorit, în fine. Știi, când ești 2, 3, 4, 5 frați, din câți frați ești, unul trebuie să rămână cu părinții, știi? Adică da. Unul trebuie să aibă grijă de ei, că așa este în viață. Ei, acela sunt eu. Tatăl meu este aproape de mine și mă ajută chiar și cu copiii foarte mult. El stă la 200 de metri de casa mea. Cum e ca ne bunic? Vedem aproape zi de zi, este ok, au grijă de copii foarte bine și mama mea... De-a doua, tot așa, are grijă foarte, foarte bine de copii, de nepoți și avem o înțelegere foarte frumoasă. Dar, ți-am zis, în trecut lucrurile au stat altfel. Dar sfaturi din astea legate de femei, că acum, da, am înțeles, te-ai căsătorit de vreme. Dar ce, nu știu, sunt curioasă ce sfaturi îți dădea tata sau legate de viață, de cum să abordezi viața. Tata tot timpul mi-a spus, tata e foarte credincios. Mi-a spus tot timpul, stai în banca ta, încearcă să prețuiești ce e al tău, încearcă să nu cauți scandal, încearcă să nu îți faci compromisuri, că o să-ți îngreunezi viața. Da, dai seama că mi-a dat mai sfaturi bune, cele mai bune sfaturi din lumea asta... Un părintele dă. Da, bineînțeles, un părintele dă și de la tata le-am obținut.
în niciun caz, nici de la prieteni, nici de la admiratori, de la fani, de la oricât m-au îndrăgit prietenii mei. Prietenii mei, cu prietenii mei vorbeam altceva, îți dai seama. Da. Caterinca și multă chestie de genul, știi, da. Să-ți cum și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnăi că n-aveam minte. Și chiar dacă-ți ceream iertare, mă dojeneai aspru și tare. Dojana ta m-a învățat ce-i rău, ce trebuie îndreptat. Greșelile dacă-mi iertai, din mine om nu mai făceai, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Între bărbați azi ven la masă, câte un pahar la noi acasă. Și-ți văd în ochi mândria toată, că ești bunic, iar eu sunt tată. Pe-al meu copil mult îl iubesc, dar când greșește-l dojenesc. Că dacă-l iert n-are habar, și ce-a greșit va greși iar, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Tatăl meu nu prea arată, să știi, multe trăiri de genul. E mai rezervat așa, e mai rezervat. Mă așteptam la Dragă Tată, piesa, una din cele mai cunoscute piesele mele, să reacționeze într-un fel. Nu prea a reacționat, a stat așa în banca lui, probabil că în sinea lui a fost o trăire puternică. El a trăit o emoție, sunt sigur, dar nu mi-a arătat și nu mi-a arătat de multe ori.
Probabil că a vrut să mă întărească în felul ăsta, știi? N-a vrut să mi arate, să mi se urce la cap, mă gândesc eu în ideea asta, știi? N-a vrut să mi arate cât de mândru este de tine, da, de fapt, da, și de realizările tale. Cred eu că așa a gândit-o, tocmai ca să mă întărească și să mă țină un pic acolo, știi? Să fii în zona asta de modestie, de smerenie. Să fii în zona asta de modestie, exact. Uh-huh. Dar sunt sigur că l-a bucurat orice treaptă de-a mea urcată, sunt sigur. Și se mândrește cu mine, îți dai seama că în momentul de față se duce și el în vacanțe, se duc amândoi în vacanță, da? Se plimbă prin toată țara și are CD-uri cu mine, mai deși eu CD-ul, sunt tatăl lui Marian Cosma, îmi povestește, știi? Se mândrește, evident, la un dat părinte. Vine lumea la el, știi? Uh-huh. Vin persoane la el că îl recunosc din videoclip. Da. Și a jucat mai multe videoclipuri de ale mele, nu numai Îndragă Tată. Și nu sunteți tatăl lui Marian Cosma? Da. Îl dai seama, ce nu-i, nu-i văd starea, da, nu-i văd, da, știi, da. Trăirea, dar cu siguranță se mândrește și el. E normal, dar chiar merită să se mândrească. Evident, așa este. Eu întrebam mai devreme, care a fost primul cântec care ți-a adus ție validare, confirmare, succes? Păi, când ai simțit tu că s-a întâmplat treaba asta? De la asta? Primul cântec, să știi că s-a întâmplat așa un miracol și am simțit că... Că a impactat multă lume. Că a fost impact din prima, da. N-a trebuit să fac... Și care a fost primul cântec? 500.000 de piese. Primul cântec al meu mi l-a făcut Liviu Puștiu, pe care îl salut, un prieten foarte bun. Astăzi seara vreau să beau și spre Constanța Soia. Ăsta a fost primul cântec, O Manea. Era O Manea la vremea aia. Aveam, nu știu câți ani aveam. Nu mai îmi dau seama. 18 ani, 19 ani. Până în 20. Până în 20, cred că aveam, da. Și l-am filmat pe autostradă. Pe autostrada Soarelui. Mai există pe YouTube? Videoclipul ăsta? Da, există pe YouTube. Cred că dacă îl căutați, îl găsiți. Îl căutăm. Asta, s-ar putea să se numească Astăzi seara sparg toți banii. Asta era refrenul. Astăzi seară spart toți banii, chem la masă lăutarii și să-mi cânte pe balans, eu de băut nu mă las. Și l-am filmat undeva la un restaurant în Mihail Cucăniceanu, aproape de mine acolo, la aeroport, la restaurantul unui hotel, cu prieteni, cu tineri. Caterin, că mișto, a fost frumos. O să-l găsiți cu siguranță pe YouTube. Ăsta a fost primul clip al meu și l-am dat la televiziune pe un post muzical și a avut succes. Pot spune că m-am remarcat prin... Că de atunci a început povestea. De atunci a început, într-adevăr, povestea mea de artist. Da, și am continuat apoi să îmi fac piese. Dar prima piesă a fost, într-adevăr, foarte importantă pentru mine. M-a ajutat foarte mult piesa asta. Dar mai târziu, când ai simțit că totul a luat amploare la nivel național? La Luna Albă s-a întâmplat asta? La Luna Albă cred că s-a întâmplat. Dragă Tată, Luna Albă a fost cam în aceeași perioadă. Albumul care l-am făcut cu Radu Ciprian, Dragă Tată, și Luna Albă au fost cam în aceeași perioadă, da. Cam atunci a fost, într-adevăr... Tu ai mers în paralel și cu muzica populară și cu muzica asta macedonească. Da, tot timpul mi-a plăcut să cânt și am cântat și folclor, am cântat și machidonește, eu am trăit printre machidon la Constanța, eu vorbesc machidonește, cânt machidonește. Ai făcut chiar imnul de la Viitorul. Da. Am făcut imnul echipei Viitorul Constanța, într-adevăr, la sugestia regelui fotbalului românesc, Gică Hagi, pe care îl salut și cu care am o relație frumoasă de prietenie. Ce CD-uri găsim la tine în mașină? La mine în mașină nu mai găsesc niciun CD și nicio muzică. Mie îmi place liniștea. Serios? Profundă, da, sunt sătul de muzică, nu mai ascult nimic. Maxim radio, atât. Maxim radio. Și n-ai un artist preferat? Nu, n-ai un stil muzical care îți place mai mult? Am artiști preferați, dar nu mai suport Balamuc. Eu sunt sătul de Balamuc, cum eu știi vorba aia. Am ascultat Adrian Minune la vremea aia, când știi, era vremea manelor. Chiar sunt fan și acum Adrian, ne știm, ne cunoaștem. Am ajuns să ne cunoaștem acum și să și cântăm împreună. Am fost fan, uite, îl și pomenim cu ocazia asta, fanul unea Petrică Mățu Stoian și la fel și o prietenie frumoasă, că ne întâlneam foarte des în spectacole. Am, îți dai seama, persoane dragi și artiștii după care m-am inspirat și... Cine te-a inspirat? Chiar așa, ce modele ai avut? Am luat de la toți, să știi, n-am avut un model anume.
din care să iau totul, știi? Și n-am vrut să iau totul de la nimeni, am vrut să fiu eu. Să-ți creezi propriul tău stil. Da, uh-huh. Și cred că am și reușit să iau, să-mi creez propriul meu stil. Am dat un pic de acolo, un pic de acolo și am format stilul Marian Cosma. Ai o voce preferată, totuși cineva care îți place în mod deosebit? Poate îmi să place... fie bărbat sau femeie? Să știi că îmi plac foarte multe voci. Îmi plac vocile care cântă bine, să spun așa. Mm-hmm. Îmi plac artiștii care cântă corect. Na, sunt multe voci frumoase, foarte multe voci frumoase. Nu pot spune că am acum... Nu te înduri să-mi dai câteva nume. Păi ți-am dat mai devreme. Bine, mă opresc azi, acolo plăcut, atunci. Mi-a plăcut, vorbesc de artiștii noștri, da, naționali. Mi-a plăcut Adrian, mi-a plăcut Guță. Mm-hmm. Vorbind acum de categoria asta, da, a manelelor. Ca muzicii comerciale, da. Petrica Mulțu, Florin Salam, da. dacă a venit vorba de manele, uh-huh. Și chiar m-am inspirat de acolo, că, bineînțeles, fără manele nu poți trece un eveniment la noi în România, nu? Fără o manele nu se poate. Am cântat și de la Gabi Luncă, mi-a plăcut Gabi Luncă foarte mult, Romica Puceanu, mi-a plăcut Generic, mi-a plăcut Azuru, mi-a plăcut Nea Petrica Mulțu Stoian, Nea Costică Enceanu, pe care îl salut, deja au devenit prietenii mei, știi, oamenii care mi-erau idoli, mi-au devenit prieteni, că ne-am cunoscut la emisiuni, la spectacole. Ai și avut niște colaborări Vali frumoase. Vali Vigelie, tot așa, uh-huh. Prietenul meu cu care am colaborări, Carmen Șerban, de la care cântam foarte multe piese când eram mic, toată lumea, uite, pe asta nu știi, când eram eu cu Clapa, eu și cu mine, Tu și Clapa și voce. Da, cântam la terasă, la terasă în tabăra copiilor din Novodar, nu știu dacă ai fost vreodată tabăra Lebăda. Ba da, am fost. Ai fost? Da. Cântam acolo. Și cântam foarte multe, erau atunci erau piesele cu Adrian și cu Carmen Șerban, colaborarea aia frumoasă, știi? Da. În jurul meu, unde? Așa, iubirea mea, iubirea mea, te rog ceva. Și cântam foarte multe piese de la Carmen. Și mulți prieteni spuneau Carmen deja, pentru că aveam vocea subțire, știi, la 16-17 ani, da. Aveam vocea foarte subțire și cântam piesele aproape de tonalitatea ei. De tonalitatea ei, mm-hmm. Da. Ba chiar dintr-o dată. Că nici spuneau, ea nu cântă foarte sus. Și da, și îmi spuneau foarte mulți prietenii Carmen și, uite, ulterior am ajuns să fac piesă cu ea și să ne bucurăm de un succes. Am două piese foarte frumoase cu ea, 7 inimi, cred că ai idee de colaborarea mea cu Carmen. Și am ajuns să ne bucurăm de un succes frumos, îți dai seama că eram fan la vremea aia și uh-huh. Am ajuns să fim colegi. Iată, ușor, ușor. Visuri împlinite, exact cum ai zis tu, totul s-a întâmplat în etape. Da, așa este. Dacă inima ta ar avea glas, ce cântec ar cânta? Zi-mi un cântec. Un cântec din repertoriul meu sau din repertoriul cui vrei tu? Lume, lume, soră, lume. Lume, lume, soro, lume. Știi piesa? Bineînțeles că o cred, știu. Nu știu, una din ele, da, una care îmi place și una sensibilă. Bineînțeles că o știu. Dacă ai putea schimba ceva în lumea asta, ce ți-ai dori să schimbi? Sau formulez întrebarea altfel, dacă ai avea o superputere, ce putere ți-ar plăcea să ai? Păi mi-aș aduce mama și fratele înapoi, cred că asta este singura dorință. Asta e singura dorință. Altceva... Nu aș vrea să schimb, că mi-a plăcut tot ce s-a întâmplat în viața mea, dar cu excepția asta. Mm-hmm. Alte momente grele nu au mai fost în viața ta? Cel puțin nu de această dimensiune emoțională? După ce mama mea a urcat la ceruri, îți dai seama că a fost o perioadă în care ne-a crescut, s-a ocupat de noi mamaia mea. Mama lui tata. Până s-a recăsătorit tata, a fost probabil vreo 2 ani, nu știu să zic așa, cam așa. Și ne-a crescut mamaia, care acum câteva zile ar fi împlinit dacă trăia, ea a murit la 89 de ani. Dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 100 de ani, acum o săptămână. Dumnezeu să o odihnească. Da, Dumnezeu să o odihnească. Și am avut la fel... O trăire foarte, foarte grea când am pierdut bunicii. Care e relația ta cu divinitatea? Cum te raportezi la Dumnezeu? Ești un om credincios? Te rogi? Mergi pe la biserici? Cum ești tu? Sunt credincios, bineînțeles. Fără
na, motoul meu e fără Dumnezeu nimic, știi? Nihil sine Deo. Exact. Sunt foarte credincios și atunci când se întâmplă să mai greșești în viață, chiar te gândești așa cu frică, bă, știi, am făcut cu tare chestie, dacă mi se întâmplă ceva rău, știi, te gândești la karmă, te gândești la mai multe chestii. Sunt credincios, nu pot spune că merg foarte, foarte des la biserică. Da, ai teama asta de Dumnezeu. Am teama asta, da, și cred că toți o avem. Sigur. Toți, cei care suntem credincioși, care nu-i credincios, nu mai are nicio teamă. Merg la biserică, de câte ori am ocazia, dar să știi că Dumnezeu este în sufletul nostru permanent, îl simt, îl simt aici, în piept, îl simt în creier, îl simt în toată ființa mea. Și încercăm să le transmitem și copiilor, știi, același lucru, aceeași trăire. Și noi în fiecare noapte, în fiecare seară, de câte ori ne punem în pat să dormim, spunem rugăciunea, Tatăl nostru nu lipsește la noi în fiecare seară. Ce frumos. Tatăl nostru și încă două rugăciuni legate de Tatăl nostru. Adică copiii noștri au devenit și ei la fel credinci. Oricum, s-au născut prin prisma noastră, s-au născut și ei cu credință. Sunt niște copii foarte buni, sensibili și credincioși. Iată un obicei foarte frumos pe care cred că ar trebui să-l aibă toți părinții. Da, deci Dumnezeu este la noi în suflet și în familie și îl simțim. Și soția mea la fel este credincioasă. Soția mea când se roagă plânge de fiecare dată. Deci soția mea când intră în biserică plânge. Zic, ce ai mă femeie? Zic, erau tora asta, îmi vine să o cert, știi? Și zice, lasă-mă că nu știi tu, nu... Are trăirea ei, probabil că este un impact foarte mare pentru ea, intrarea în biserică. Poate că e vorba despre recunoștință, despre faptul da, că... Da, așa cred și eu. Așa aveți atât de multe lucruri minunate și cum poți să-i mulțumești lui Dumnezeu? Că prin cuvinte câteodată e foarte greu. Uneori, lacrimile sunt cele care grăiesc mai mult da. Decât ar putea să o facă cuvintele. Așa este, da. Eu plâng foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu plâng. Dar ea plânge la lucruri de astea. E mai sensibil, într-adevăr. Femeile sunt mai sensibile, în general. Dar și tu ești un bărbat sensibil, am văzut. Sunt și eu sensibil în felul meu, da. Mai ales că e un suflet de artist. Acum, ca să revenim la o notă mai optimistă, ai participat la foarte multe evenimente private, dar și la spectacole și emisiuni. Vreau să-mi dai o întâmplare inedită, ceva amuzant sau ceva ciudat ce s-a întâmplat la un astfel de eveniment. Fie în culise, fie între oameni, pe scenă, nu știu, ce consider. Mi-au fost tu? Foarte multe. Uite, stai să mă gândesc acum să-ți povestesc unul frumos. Au fost atât de multe, le uit. Îți dai seama că am 21 de ani de când sunt în meseria asta, de când faci în treaba arta asta, a muzicii. Da. Și s-au întâmplat foarte multe. Una care mi-aduc aminte acum așa, care a fost și comică și tragică un pic, dacă vrei. Tragică, nu foarte tragică, în fine. A fost într-un fel. A trebuit să ajungem la un eveniment, la noi în Constanța, la o nuntă, mai bine zis. Și... băiatul meu care merge și montează sunetul m-a întrebat unde trebuie să ajung, la ce restaurant. Păi la restaurantul cu tare. Ok, el îți dai seama că merge cu două ore înainte să monteze sunetul. Da, corect. Și când a ajuns acolo, ușa era închisă. La restaurant ușa era închisă și nu era nimeni. Era patroana proprietara restaurantului prin curte pe acolo, dădea cu mătura. Încerca să adune niște gunoaie, în fine. Și bună ziua! Nu ne deschide și noi să montăm, că nu vine nunta, să știți cum e. Așa? Păi ce e nunta? Păi nunta, cu tare, mi-a spus el numele, m-a spus, băi, cum îi cheamă? Păi îi cheamă cu tare. Ok. Și i-a spus doamnei, păi sunt cu tare și cu tare. Oh, dar nu mai fac nunta, ce? Nu mai fac nunta, zice, de două luni m-au sunat că nu mai fac nunta. Hei. Cum doamnă să nu mai facă nunta? Și m-a sunat, Marine, așa spune, Marine, ăștia nu mai fac nunta, tu știai? Zic, cum o să nu mai facă nunta? Zice, păi nu mai fac nunta, zice, patrona știe de două luni că oamenii ăștia nu mai fac nunta. Zice, tu nu știi? Păi cred că au uitat să mă anunțe, mă. Deci oamenii au uitat să mă sune pe mine, fost? Să spună, da, ori le-a fost rușine, ori, da, așa a fost. Și practic, eu n-am mai cântat nuntă ziua aia, dar nici m-au anunțat, știi? Doamne, stai seama, Dumnezeule! Stai acasă și s-a mai întâmplat
o chestie similară acum o săptămână. Ce s-a întâmplat? Nu m-a sunat Citrică, nu m-a sunat să-mi spună că el nu mai face nunta. Ei erau despărțiți din luna februarie anul acesta, da? Wow! Și undeva în Brăila treia să fie nunta. Nu stau să dau nume, în fine. Și l-am sunat pe Generică în joia săptămânii, ca să spun așa, să-l întreb de program, la ce oră trebuie să fiu, unde trebuie Corect. Să fiu. Știam ultimele informații. Știam restaurantul, nu știam ora. Și nu mi-a răspuns. Băi, zic, ce se întâmplă? De regulă toți îmi răspund, știi, sunt prompți. Interesul lor, evident. Interesul lor, da. Și nu mi-a răspuns. Abia a doua zi mi-am dat seama, zic, bă, dar zic, Generică ăsta, zic, mie nu mi-a răspuns la telefon, zic, ieri și nici nu m-a sunat înapoi. Și zic, nunta lui e sâmbătă și l-am sunat vinerea, am insistat, de bea a răspuns, în fine, și așa mi-a zis cu un glas așa mai... Stins, că cer scuze, Marian, mi-a fost rușine să te sun. Păi bine, mă, omule, zic, dar nu se poate așa ceva, nu mai încape, nu mai e vorba de rușine. Da, aici da. Trebuie să anunț omul, pentru că eu îmi luam alt eveniment dacă sigur tu spuneai din da. Februarie. Sigur că și da. Și dai seama că na, am stat și eu sâmbătă acasă, am văzut cum este. E interesant să stai sâmbătă să dormi. Este. Și multe, s-au întâmplat multe de-a lungul timpului, nu mi le mai aduc aminte. Dacă stau așa cu băieții, cu colegii mei de formație și începe unul să povestească o trăire anume, știi, imediat îmi răscolește și mie amintirile. Aici avem și presiunea camerelor de filmat, dar... Da, exact, este o presiune așa. Eu chiar mi-am dorit să te simți ca la o discuție, uite așa, între okay, colegi la o bine, cafea. Mă simt relaxat, dar uite, la un dat... Stau să mă gândesc la anumite răspunsuri la ce mă întreb tu aici și nu pot fi relaxat în totalitate, știi? Dar mă simt bine, sunt ca la mine acasă, stai niște. A, mă bucur, e ca peștele în apă, oricum ești obișnuit cu televiziunile și cu emisiunile. M-am obișnuit, îți dai seama că aveam și eu emoții foarte mulți ani la rând, emoții oricum o avem... Până la final, nu ai cum exact, să nu ai emoții. Emoția exact. E firească. Și doar eu am emoții, întotdeauna. Sunt sigur că și tu ai emoții, doar că unii din noi, și este și normal și trebuie să se întâmple treaba asta, trebuie să învățăm să ne le gestionăm, să ne sigur le controlăm, da. Știi? Sigur. Dar emoțiile există. Să le facem să fie constructive. Să nu se simtă atât de tare, să nu le simtă publicul, știi? Te-au copleșit vreodată emoțiile la un eveniment sau pe scenă? Să simți da. Că efectiv nu mai poți? Dar cum? De atâtea ori. Eu sunt foarte emotiv, să știi. Doar că, ce spuneam mai devreme, am reușit prin rutină și prin vechime să le controlez oarecum. Prin experiența ta. Prin experiența, dar nu întotdeauna. Câteodată, pur și simplu, o iau razna emoțiile și nu le poți controla. Sunt momente în care chiar nu le poți controla. Marian, îți mulțumesc pentru că astăzi ți-ai făcut timp să vii la Dincolo de Cântec. Uite, chiar s-a scurs foarte repede vremea pe care am alocat-o pentru, da, a trecut foarte pentru repede, acest interviu. Asta pentru că discuțiile s-au legat foarte firesc între noi. Te mai aștept și altă dată, poate mai facem încă un episod, poate îl iei și pe tatăl tău, sau poate iei acordeonul, sau pe băieții tăi, sau pe Olimpia, de ce nu? Și facem sigur. Un episod al doilea, pentru că ai o viață frumoasă, o viață palpitantă. Așa și este. Din câte am putut să constat, ai și darul ăsta al povestirii, îți face plăcere să povestești. Îmi face plăcere, da, îmi face plăcere să povestesc. Am ajuns la o vârstă... Hai că nu ești bătrân. Nu, dar am trăit foarte multe. Eu mă simt bătrân așa, nu știu, parcă am trăit lucruri foarte multe în timp scurt sau ceva de genul, știi? Și chiar am ce să povestesc. Simt că am să povestesc în continuu și am foarte multe povești frumoase și interesante, dar pentru asta o să mai fac un episod. Așa o să fac și să știi că o să închid acest podcast cu luna albă, pentru că tu ai venit astăzi îmbrăcat așa în alb ca un Generică. Ca un Generică, da. Da. Și așa o să închidem. Îți mulțumesc din inimă și dumneavoastră vă urez o seară minunată. Nu uitați că începe de la ora 19.